Настрин старе. Fiecare par la poartă, e tuțuit, s-ar fermie. Se te un petit defecțiu. Just one last turn. Voilà. Jova's bus is brand new. In all but 36 hours, it will have travelled from Moldova to France. La port de la Villette, metro 5. Vineri dimineața tare. Dacă tot e bine, la 4, la 5. Since 2014, Moldovans can move freely within the European Union, a decision which has accelerated emigration. Consequently, Jova's bus line does this commute once a week. Bătrânii nu aveau posibilitatea ca să plece peste hotară. Trebuie să-și facă viză și viza era foarte scumpă. Eu am mers în 2005, am dat 4.000 jumate de euro. Travelling in Jova's bus only cost 100 euros. This week, there are around 40 passengers. Officially, they're going away on holiday, but really, the majority are hoping to find work. Moldova is entrat într-o chestie așa că cam mai greu de reglat, adică ca să și ceva de lucru pentru țaran, e puțin de lucru aici. Fiecare se mai deplasează ca să facă capete. In the Briceni region in northern Moldova, a huge number of migrants are choosing France. Others take the road to Russia, towards the east. One third of the 4 million inhabitants have already left the country. At the fall of the Soviet Union in 1991, the Republic of Moldova gained independence. Trapped between Ukraine and Romania, the country endured a catastrophic transition to the market economy. Therefore, the former breadbasket of the USSR saw its production industry collapse. 24 years later, Moldova is now the poorest country in Europe. 30% of its population live below the poverty line, and an increasing number of people are trying to live in exile. What are the consequences of this mass exodus? How can Moldova progress without its national workforce? ...2,500 kilometers away, in Esson, around 100 adherents are attending a church service in Montgeron's Russian church. In this town, the Orthodox faith has brought together Slavic, Romanian and Moldovan adherents. Father Nicodem celebrates the Mass in three languages, a moment of prayer and communion for these migrants who have come to find a better life in France. After 3 hours of worship, the adherents share a meal together in the next door room. It's an opportunity for the numerous Moldovan migrants to exchange words about their experiences. In France, they work in construction, cleaning or maintenance services, or childcare. Și cred că mulți din noi am trecut prin asta. Problema cu copiii, problema foarte dureroasă. Most leave their children in Moldova to keep them from a life of instability in France. Some have been able to obtain Romanian nationality and work legally in France. Others are still struggling to find trustworthy employers to help them work legally. Dacă nu comunicăm și nu spune probleme unul altuia, noi nu putem, n-are cine să ne ajute decât noi în comunitatea noastră să ne ajutăm. Today, there are around 40,000 Moldovans in France. Raya is one of them. 28 de ani. Sunt de 3 ani venit aici la Paris pentru a munci, pentru a-mi câștiga
ceva pentru să-mi pun deoparte pentru un viitor. Mi-am găsit și am niște ore de menaj, niște ore de repasaj. Am trei doamne la care muncesc zilnic și îmi câștig pâinea de toate zilele. After her husband died, Raya was left with no other option. In order to support the needs of her son, she moved to France and left him in the care of her parents. The phone is her only way of contacting Catalin, her 8-year-old son. Ți-ara doar să sun? Da. Ui. Since she arrived in France, Raya has only seen her son twice. Zi de zi trecând, punem mintea în mișcare la lucru și ne dăm, ne obișnuim, dar e foarte greu. Din ce tot te gândești că el crește și nu e mama sa lângă el? E foarte, foarte greu că l-am lăsat mic și el crește și numai pentru mine e normal să fie tot acel ce a fost, dar el din ce tot crește. Și în fiecare zi mă uit pe calendar și aștept vacanța de vară, aștept luna de august să merg acasă să-mi văd feciorul. In northern Moldova, the village of Korjuti is slowly waking up. For 3 years, Catalin has been brought up by his grandparents, who are farmers. At 47 years of age, Tamara took up work again. Bine, ca o datorie față de un copil. Gurița, ești ieri smânuțele? Ești mare. When her daughter Raya left, Tamara feared the worst for Catalin. E foarte urâte. Mă gândeam să nu se căsătorească peste hotare și să uite de noi, de copil, de... Mulți sunt care se fac și lucrează, fac un viitor, dar mulți sunt care se distrug familie, se distrug. Și de atâta ne gândeam. In spite of Tamara's fears, Raya has never stopped supporting them. Catalin's clothes and his school bag were all sent from France. Mamica este în Franța pentru că nu știu, să ne facă o viață mai ușoară. Eu aș vrea cel mai tare să fiu fotbalist. Îmi place să alerg și să bat mingea. Every day, Catalin goes to the village primary school, which is only 300 meters away. This morning, in Catalin's class. Bonjour, élève. It's time for the French lesson. In Moldova, almost half of students learn French. In the village of Korjuti, this choice is also linked to migration. Boîte. Très bien, foarte bine. Si vous leur posez la question, la plupart d'eux, ils ont des parents qui sont partis. Spuneți-mi, vă rog, cine i-a ridicat mâna la cine părinți îți duci peste hotare în Franța? Levez la main. Ionela, de câți ani? De cât timp? De mulți ani. Ce clasă erai? Nișuna, mă lasă de la 2 ani și jumătate. 2 ani, da. In Catalin's class, most children have not seen their parents for years. The teacher is worried. Da? On sent qu'ils ont besoin de plus d'attention. Ils ont besoin de cette chaleur, en fait, de quelqu'un qui les aide. Et c'est pour ça qu'on est obligé de travailler un peu plus avec ces enfants-là qu'avec les autres. C'est un peu dur. Il y a la distance, la séparation, elle creuse un fossé, si vous voulez dire, un grand trou entre les... Liniște, clasa! La liniștiți!
et ça va être un peu une génération, moi je trouve, quand même traumatisée. Acha. At the moment, Catalin is first in his class. But what future is in store for him in Moldova? Migrația continuă provocare și la ora actuală pentru Republica Moldova. Aș putea să spun că țara ar putea să fie afectată de fenomenul de depopulare, pentru că tempoul cu care numărul populației descrește, inclusiv datorită migrației, afectează și poate determina dispariția în timp a Republicii Moldova. According to the last census, Moldova only has 2.9 million inhabitants. That is 500,000 less than 10 years ago. In the countryside, the average salary is inferior to 200 euros a month. The black Moldovan land, rich in tobacco, vines and fruit, is cultivated less and less. Furthermore, the majority of its heavy industry was lost when Transnistria, in the eastern part of the country, seceded. In Courgetti, Catalin's grandfather continues to tend to his plot of land and his 30 farm animals. Profesia am lucrat la colhoz, am lucrat șofier, tractorist, dar am unde ne ocupăm pământul. Pământ, animale, coiază, dar nu știu nimic. After the fall of the Soviet Union, the Moldovan state redistributed parcels of a few hectares to each agricultural worker, instead of collective farms. Too small, too disorganized, these new structures never managed to develop. Consequently, self-sufficient agriculture occupies the majority of the rural areas. Вперед! Я говорю, сейчас фак бай, так бай бай. The grandfather works hand in hand with Catalin, his grandson. Шишка. Are și el o lecuță de grijă, cum să spune. Eu nu sunt acasă, el pot să fac și el treaba asta. Dacă că restul stați singur, dacă ceva, faci singur. Că e ocupație de mic, dar dacă nu e de mic, când e mare, nu faci nimic. E rept de vreau treabă și la internet. Asta e tăță bună. Nu mai gen asta. Că aici nu strângi ochii, dacă nu strângi. Once a week, Tamara and Catalin go to the Courgetti market. Gata piața. Da, ce? Cresc orice. Apoi am copil de clasa a doua, cum să mă trimiești? It's a vital meeting point for the people of the village. In the Moldovan countryside, supermarkets don't exist. Markets provide essential products for the inhabitants. Petre care bune. Dulci, scurăță ușor și dulci. Cât e chela? The increasing inflation rate, on average 6% every year, means that money sent home has become even more crucial. Every month, Raya sends a few hundred euros to her family. No, fără dânsă, nu. Fără bani, tihotare, nu. Când era Uniunea Sovietică, erau prețuri stabile de stat. Și ziua de lucru era mai ieftină, dar banii ajungeau. La lună primeau salarii și pâinea era mai ieftină. Acum mai 10-11 lei o pâine. Ceasul de lucru e tot 20 de lei în ceas de lucru, dar și 20 de lei. Poți să iei o pâine și atâta. Between disenchantment and anger, the Moldovan population oscillates between east and west. In 2013, when the country signed an association agreement with the European Union, Russia retaliated by imposing an embargo on Moldovan agriculture exports.
The traditional sector, with its ties to the East, has since been cut off. Din cauza că până când va fi conducerea iasă, tot așa ar fi. Am ales o dată tot așa, și am ales a doua de tot așa, și tot așa și tot așa. Dacă ne-a ajutat și o mântra în Europa, probabil că s-a schimbat, dar așa nu se mai schimbă. Și unii nu. Da, la noi e bine tare că e pașă, față de și lanț până când e pașă. Nu se întâmplă nică, nu-i nică, normal, da. Dar e greu că conduce, nu le ticnești. Ei zic că vrem în Europa, dar nu vreau. With 80% of Moldovans speaking Romanian, the country has strong ties to Russia. In Chisinau, the capital, pro-European and pro-Russian parties have competed for power since independence. Alternating between two radically opposed political parties has hindered the country's development. Since 2009, the European Union has made more and more gestures towards Moldova in the form of economic treaties and visa liberalization. Nowadays, European aid in Moldova is the most significant in the region. But the results are almost non-existent. Statul se dovedește a fi foarte ineficient. În Republica Moldova nu există un consens național și o conștientizare a problemei cum să efectuăm tranziția de la realitățile socialiste sovietice la realitățile dictate de ziua de azi. Nu există asemenea abordări la asemenea nivel. Noi mergem pe calea cea mai chinuitoare, cea mai haotică. Din cauza corupției, să spunem așa, din cauza faptului că justiția moldovenească nu rezistă la nicio critică, în țară nu vin investiții serioase pentru ca să fie absorbite brațele de muncă. After 25 years of mass immigration, certain areas in the country have been abandoned. Numerous villages have been deserted, houses left in ruins with only a few families who have stayed behind, struggling to survive. In Donduseni in the north, Vasile goes around the village every day. He's a social worker for the Moldovan NGO. To make up for the deficiencies of the state, he looks after families torn apart by migration. Ei nu mai au posibilitate să controleze orice pas a copiilor și apar unele probleme. Unii copii încep să ducă un mod de viață rău, să comit multe infracțiuni. This morning, he's visiting an exhausted grandmother. As her husband is handicapped, she's been having to look after her three grandchildren alone. Ascultați? Da. Ascultați. Școala o frecventați? Da. Asta e sfânt. Like 60% of Moldovan migrants, their parents went to Russia to find work. This was 4 years ago. Și ca zic clar că, știți, după situația dată, nici ei n-au mare plăcere să afle de parte de voi. Da, așa e situația, să aibă posibilitatea aici de să găsească undeva de lucru, eu stai aici lângă. Și cazii iau o mare încredere în voi, pentru că voi să ascultați de bunici, așa? Bunici doar nu vă avați de rău, da? With her 35 euro pension, Bunica is finding it harder and harder to cope. For 3 months, her daughter and her son-in-law have had basically no work in Russia. Foarte stem și ea ca ei. Încă luna asta, dacă tot așa cum până am fost greu, tare greu din partea banilor, nu se plătește de-amu, tot s-a scumpit și acolo și rubla au căzut și lor nu le ies absolut nimic. Ei prinesc banii și acolo, ei să vie în Moldova, ei să schimbi în banii noștri, ei degeaba s-au dus și au lucrat 3 luni de zile. Noi cât să putem și noi, dar măcar Dumnezeu să ne ții așa în putere așa cum suntem, să le mai putem ajuta măcar cu atâta, știți cum? Is Vasile's prevention work enough? 140,000 Moldovan children are now living in the country, with at least one of their parents abroad. În mare parte, autoritățile priveau impactul migrației părinților asupra copiilor ca un impact pozitiv, în sensul că acești copii au venituri materiale, au posibilități să facă studii, ceea ce îi avantajează. Situația identificată însă a fost una dramatică.
și copiii care nu aveau ce mânca. Bunica a tăiat pisica ca să facă mâncare. Copii cu tentative de suicid. In order to avoid these disasters, social workers prefer putting the children of the struggling migrants in institutions. At the Oknita Children's Home, every day starts with open-air gymnastics. Situated on the Ukrainian border, the children's home welcomes around 60 children between 4 and 17 years old. Whether they are handicapped, mentally impaired, or the children of migrants. Angela Capitena has to run the establishment on a tight budget. Without donations from abroad, the rundown children's home wouldn't be able to function. Cine dă nou de la bugetul de la minister, pe alimentație, salariile noastre ne plătesc, lumina electrică, gazul, încălzirea, e ca este. Pentru îmbrăcăminte noi n-avem, pentru încălțăminte noi n-avem, noi tare mult ne susțin sponsori. Avem sponsori și de peste hotare, chiar și din Franța, și din Germania, și din America. Among the children here are Daniel and Marius. Their parents left for Russia 7 years ago. The family was homeless. They now share their day-to-day lives with the children at the home. Păi, acolo eu dorm. Acolo, da, aici dorm. Da, aici. Da, dulapul unde? Dulapul meu e aici. Aici, da? Da. E ca așa e. With no better options available, they follow the same school curriculum as their handicapped classmates. Nu știu, mă, să vedem ce mai departe. Eu dam, voi termina școala și mă duc și mai departe. Vreau să mă duc la droghi acolo, de profesii să învățăm. Vreau să mă duc de autoslesvie și să faci, da. Nu știu, să ajung până atunci. They have heard from their parents a few times since they left to work in construction in Sochi. As they wait for their possible return, the two brothers have adapted to their new lives. Era mai greu, nu erau bani, nu erau, era mai greu în familie ca să merg cu școală. Era mai greu până ajunge banul la mână, era foarte greu. Dar acum de când au plecat ei la psihotare, parcă simțim că viața merge mai ușor, mai altfel, mai bine. Mergem înspre bine. Nu mergem înspre rău, că în rău, înspre rău nu vrem să ne ducem. More than just a refuge, the children's home is also a place of protection. Moldova is one of the main targets of human trafficking. Every year, hundreds of children are forced into prostitution, begging, or organ trafficking. On the outskirts of Chisinau, in a secret location, victims are looked after by the International Organization of Migrations. It's a miracle that Christina has survived. At 28, she has already been enslaved for 12 years. I know, my mom went to Moscow, I was 5 years old, and never returned. And my father died in 2001. Before that, he drank very much. I was 6 years old, he assaulted me. Fleeing from family violence, Christina sought refuge at her neighbor's house for food and support. Цыганам, потому что меня соседи кормили, одевали. Мне предложили жить в семье, я согласилась, я ушла жить к ним. Они меня вывезли в Россию. Я работала в России, сидела в инвалидной коляске, просила деньги. Меня кололи утром. Я до 6 вечера, там, до 10, как делала укол, я не чувствовала половину тела, у меня отказывали ноги. Потом меня познакомили тоже с семьей, они держали девочку.
Мне предложили жить у них и работать. Естественно, так как я не была привыкшая жить на улице, я понимаю, что я работала на том же рынке, но спать сидя на ЖД вокзале, не переодеться, не, я согласилась. И я у них, у этой семьи прожила 2 года, я занималась проституцией. Fortunately, Christina managed to get away. She was able to return to Moldova a few months ago, after 12 years of absence. In between 300 and 500 Moldovan victims of foreign trafficking are identified by this center every year. But how many have not been found? Alo. Alo. Da. Bună ziua. Bună ziua. Ce faceți? Gata v-ați culat? Da, da, voi ce faceți? Catalip de camera mai în jos, ori nu, nu tare te văd. Ia, așa. Every Sunday, Catalin Skypes his mother for half an hour. On the other days, Raya gets home too late. Este poezie franceză? Da. La vreo poezie ne pune 10. Ce-o spus? Nu-o spus că spui prea repede? E ca ca francez. Da. Ce cu minte? S-o spus Catalin, bun? Bun, hai. Hai și fă lecțiile. Las că și așa-s gras. Hai, bizu, știi ce înseamnă? Da, da. Hai, bizu. Hai, papa, o zi bună. How much longer will Raya and her son be separated? An increasing number of Moldovans in France are getting their children to come and live with them. But for now, neither Raya nor Catalin see their future in the capital. Este frumos, dar acasă e mai bine. Este să vii mămică acasă. Împreună. In Catalin's village, every once in a while, luxurious houses rise up from the ground. With 1.5 billion euros sent every year, migrants' money now represents 25% of Moldova's GDP. But businesses are rarely born out of this money made abroad. In Courgetti, two migrants have built a bit of France in the center of the village. Însă sala noastră este în stilul francez roșu, albastru și alb, ca drapelul Franței. Replacing an old municipal crèche, this banquet hall has a traditional French style and replicas of beautiful Parisian monuments. Natalia runs the complex. Fetele, pe mâini, ce v-a mai rămas? Sunt frajă mortul. Faceți mariță? Da, salată. The A Paris restaurant has created a few jobs in the village and is known for its specialities. Se pizza a Paris and the 6 fromage. Tonight, a young boy in the village is celebrating his birthday in the Napoleon room. The teenager's parents live in France. At 14, Lonella already wants to join them. În Republica Moldova mă văd trăind încă maximum 2 ani. După aceea am să merg să-mi continui studiile la Paris. As the saying goes, wherever Moldovans dance, the earth trembles. Lonella will be able to join her parents soon. The owners of the restaurant have also opened up a bus line to Paris. Situated on the outskirts of Europe, does Moldova's future lie inside or outside of its borders?